Parlamentarii obligă guvernul să cumpere cumințenia pământului, cu toate că statul a deschis subscripție publică pentru a aduna 6 milioane de euro. Până acum s-au strâns doar 700 de mii, iar termenul expiră luna aceasta. Astfel a fost votat amendamentul care obligă guvernul să achiziționeze cumințenia pământului, indiferent de suma care se va strânge până la termenul limită. Amendamentul care obligă guvernul să găsească bani pentru achiziționarea sculpturii lui Brâncuș a fost votat în unanimitate în cadrul Comisiei de Cultură de la Camera Deputaților cu 23 de voturi pentru. Statul a deschis subscripție publică pentru a aduna suma de 6 milioane de euro, dar cu toate acestea, până acum s-au strâns doar 700 de mii, termenul expiră la sfârșitul acestei luni. Acest amendament merge mai departe în Comisia de Finanțe, iar acolo va primi un alt vot, în final ajungând în plen, unde deputații vor avea ultimul cuvânt. În situația în care la 30 septembrie nu se strâng cei 6 milioane de euro din subscripție publică, guvernul va mări marja de 5 milioane până la cuantumul sumei de 11 milioane ca acest bun de patrimoniu național să fie cumpărat. Deci, guvernul are libertatea să mărească cuantumul de 5 milioane de euro, a declarat Gigel Știrbu.